Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa să fie cu voi. Regina stă la dreapta ta în veșminte auriteu, bogată în frumusețate. Mărire ție, Doamne, mărire ție pentru darul preacuratei Fecioare Maria. Sfințite, sfințele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și vișche din Cioș, dragi și vișche din Cioș, uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi continuăm marea sărbătoare pe care am avut-o și am trăit-o la 15 august, la Cacica. O continuăm aici, în catedrala noastră, admirând această făptură a mâinilor lui Dumnezeu, înălțată cu trupul și sufletul la ceruri și încoronată. Catedrala noastră se bucură să aibă această imagine a Maicii Domnului încoronată. Un mister al iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Un mister prin care Dumnezeu se folosește de o tânără, de o fecioară, pentru a-i salva și a-i mântui pe oameni prin Fiul pe care ea îl va dărui lumii de la Duhul Sfânt. Ne bucurăm astăzi așadar aici să continuăm ceea ce am făcut la Cacica sau catedrala noastră sau în toate bisericile noastre în această zi Sfânta Fecioară Maria Regina. Părintele paroc va continua să ne prezinte misterul Maicii Domnului așa cum l-a arătat credincioșilor de la Cacica predicile sale, făcând o coroană aici, în catedrala noastră, Maicii Preacurate. Iar noi să ne bucurăm că suntem fiii ei în familia noastră, în catedrala noastră. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii și lauda adusă Maicii Domnului, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu și vă oferesc că am păcătuit cu gândul, cu vârful, cu fapta și din vina mea, din vina mea, din prea mare mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți și pe voi, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Născătoarea Fiului Tău să fie mama și regina noastră, de ne te rugăm harul ca sprijiniți de mijlocirea ei să avem parte de slava fiilor Tăi în împărăția cerească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare. Peste cei care locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină. A înmulțit poporul lui, le-a mărit bucuria. Se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriș și se înveselesc ca la împărțirea prăzii. Căci tu ai sfârmat jugul care îl apăsa, toiagul de pe umerii săi, și nu iaua celui care îl oprima ca în ziua de la Madian. Căci orice încălțăminte zgomotoasă și orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Părinte Veșnic, Principe al Păcii, ca întinderea stăpânirii Lui și a păcii să nu aibă sfârșit, pe tronul lui David și în regatul Lui să-L întărească și să-L facă stabil prin judecată și prin dreptate, de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta. Cuvântul Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie slujitori ai Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Răsăritul și până la apusul soarelui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este prea înalt, mai presus de toate neamurile. Gloria Lui este mai presus de ceruri. Este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus, care își pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer și pe pământ. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos toți vor fi readuși la viață, dar fiecare la rândul lui, cel din tâi Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos la venirea lui, apoi va fi sfârșitul când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Domnule să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus, Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine! Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus, Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare. Va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronului David, tatăl său. Și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger, Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbați? Răspunzând, îngerul i-a spus, Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit
Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus, iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Excelențele voastre, cucernici părinți, dragi credincioși și toți împreună iubitori ai Maicii Domnului. În Portugalia, cam la vreo 80 de kilometri de Fatima, se află un sat, Obidos. De fapt, este o fortăreață medievală cu niște ziduri foarte înalte și cu porți de intrare și ieșire. Intrarea în oraș, prin poarta sudică, aparține unei biserici și acolo este o pictură. Când intri în orașul Obidos, parcă ai intrat în altă lume. Totul este medieval, totul cu piatră, totul învechit. Seamănă cu orașul Avila. La intrare în cetate, deasupra unui arc, se află o statuie a Maicii Domnului, surâzătoare și foarte frumoasă. După ce intri și parcurgi puțin localitatea Obidos, la ieșire, în spatele statuii se poate vedea o inscripție încurajatoare și mângâietoare. Inscripția conține niște cuvinte ce pot fi o chemare, cuvinte ce par fi spuse chiar de Maica Domnului. Oprește-ți pașii, fiul meu, fără mine nu ajungi departe, dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă. O asemenea poartă de la Obidos aș putea considera fiecare sărbătoare a Maicii Domnului care ne face exact această invitație. Oprește-ți pașii, credinciosule, oprește-ți pașii, creștinule, fără mine nu ajungi departe. Iată așadar și astăzi suntem într-o sărbătoare a Maicii Domnului. Nu există nicio lună, cred eu, care să nu aibă măcar una, o sărbătoare. Și așa că suntem în sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria Regină, care pare să fie o paralelă a sărbătorii lui Hristos Rege. Este o sărbătoare relativ nouă, instituită de Papa Pius al XII-lea în anul 1955, în zilele noastre. Înainte, această sărbătoare se celebra la 31 mai ca o încoronare a lunii dedicate Maicii Domnului. La 22 august, cum este azi, se celebra altceva, Inima Neprihănită a Mariei. Papa a dorit să fie această sărbătoare ca o apropiere, dar și o continuare logică a sărbătorii din 15 august, adică Maria, după ce este înălțată la cer, este încoronată ca regină. Papa Pius al XII-lea, în scrisoarea enciclică Ad Celi Reginam, spunea: Maria e mama capului bisericii, a lui Iisus, dar și a membrilor corpului mistic, care este biserica, suverană și regină a bisericii, care este părtașă nu numai la demnitatea de regală a lui Iisus, dar și ca dătătoare de viață și sfințitoare a tuturor creștinilor care fac parte din trupul mistic, biserica. Aș face o mică paranteză aici, să spun ceva despre sărbătoarea Inimii Neprihănite și o să vedeți de ce. Înainte, spuneam că era sărbătoare la 22 august. Ne amintim că fericitul Anton Durcovici a consacrat întreaga dieceză Inimii Neprihănite a Mariei, iar el a celebrat-o la această dată. Și încă ceva. Această sărbătoare s-a născut, să nu vă mirați, datorită descurajării unui preot. Mai concret, era în decembrie 1836. Părintele Charles de Genet
a bătut din cauza insuccesului în parohie, după 4 ani de activitate și mai ales cuprins de un sentiment de inutilitate, el activa la Biserica Notre-Dame de Victoire din Paris, era gata să renunțe la preoție, urcând la altar pentru liturghie. Totuși, într-o zi, în această descumpănire a sa, urcând la altar, aude o voce care îi spune de 2 ori, consacră parohia ta inimii neprihănite a Mariei. Părintele, iarăși puțin descumpănit, face întocmai, reflectează și face această încredințare a mamei cerești. Rezultate. În câteva zile creează un grup de rugăciune format doar din câteva persoane și începe să ceară Maicii Domnului ocrotirea parohiei și întoarcerea păcătoșilor. Asta era cea mai grea problemă a părintelui de Jeneț. La 10 decembrie 1836, arhiepiscopul de Paris, Louis Coulen, aprobă statutele acestei asociații, acestui grup de rugăciune. A doua zi, duminică 11 decembrie, a fost aleasă ca prima zi de rugăciune a grupului nou format. La liturghia de dimineață au fost cam 10, maxim 20 de persoane. Însă, la vecernia de seară, erau în biserică, atenție, aproape 500 de persoane. Un adevărat miracol al acestei consfințiri. De ce am prezentat-o? Pentru că își spuneam și preasfințitul Anton Durcovici, a dat mare importanță acestei consacrări în cinstea inimii neprihănite, care spuneam era tocmai la 22 august. Părintele Lamy, un francez dintr-o altă parohie, va da mărturie mai târziu, în anul 1906, că la parohia Notre-Dame de Victoire a fost mereu o viață creștină înfloritoare, iar toate mari decizii ale parohiei s-au luat în sărbătoarea inimii neprihănite. Iubiți credincioși, într-adevăr, azi ne uităm spre cer. Este o sărbătoare a speranței, este o sărbătoare a gloriei, este o sărbătoare a cerului, de fapt. Acolo noi ne uităm către Maica Domnului. Și sigur că putem remarca motivații pentru care Maria a ajuns acolo. Și iată câteva asemenea motivații. Un om și o femeie au colaborat la ruinarea noastră, remarca Sfântul Bernard. Prin Adam și Eva, printr-un păcat, ne-au ruinat. Prin urmare, trebuia ca un alt om și o altă femeie să colaboreze și să coopereze pentru repararea demnității noastre. Cei care au făcut acest lucru pentru noi sunt Iisus și Maria. E adevărat că pentru a ne salva, pentru a ne răscumpăra, o putea face Iisus singur, nu? Dar a fost mult mai potrivit ca reprezentanța ai celor două părți ale omenirii, bărbați și femei, să colaboreze pentru mântuirea noastră, așa cum a fost la început, un bărbat și o femeie. În același sens, Sfântul Albert cel Mare îi acordă Mariei titlul absolut minunat, colaboratoare a răscumpărării, co-răscumpărătoare. Adam și Eva au vândut lumea pentru un singur fruct, dar Maria, spune Sfântul Albert, și Fiul ei divin au salvat omenirea cu o singură inimă. Prea fericită Fecioară Maria, fiind ridicată la demnitate de mamă a Regelui Regilor, Sfânta Biserică are motiv să o cinstească și să ceară tuturor să o cinstească cu acest titlu de regină. Bernardin de Siena declară, așa cum creaturile îl slujesc lui Dumnezeu, la fel trebuie să îi slujească Mariei. Îngerii, oamenii și tot ce există în cer și pe pământ, fiind supuși împărăției lui Dumnezeu, în același mod ei sunt supuși și reginei glorioase Maria. Și acum am să aduc aceste câteva argumente. De ce Maria este încoronată? Ce înseamnă, de fapt, încoronare? A primi o coroană? Mai întâi de toate, așa cum știm în vechea liturgie și mai ales în Orient se mai păstrează și astăzi, coroana înseamnă sau simbolizează căsătoria, cununia. Mirii poartă pe cap coroane. Fecioara Maria este femeia alianței, încoronarea ei în cer de către Sfânta Treime, arătând că cununia ei cu Dumnezeu a fost perfectă, trăită în toată plinătatea. 2. Coroana este simbolul victoriei, așa cum reiese din Apocalips. Încoronarea Mariei marchează tocmai triumful ei asupra a tot ceea ce este rău, asupra forțelor distrugătoare ale păcatului și morții. 3.
Încoronarea Mariei în cer vrea să spună că Maria devine părtașă la împărăția lui Hristos. Ea însă și-a spus, eu sunt slujitoarea Domnului, ori a sluji înseamnă a domni. Coroana Mariei, conform Apocalipsului, este o coroană a vieții și a nemuririi. Prea fericită mama lui Dumnezeu trăiește în slava cerească, iar în coronarea sa semnifică faptul că ea este vie, iubitoare, ajutătoare, glorioasă. 4. Încoronarea mai înseamnă și un gest de mulțumire și recunoștință. Recunoștința lui Iisus față de mama sa. Iar încoronările statuilor și icoanelor pot fi cele mai frumoase gesturi de recunoștință din partea oamenilor care mereu primesc haruri nenumărate de la Regina Cerului. 5. Încoronarea poate fi și un semn de speranță. Acum, vinerea trecută, la Cacica, Preasfințitul Petru Gherghel a avut un gest și un ritual cu totul aparte, premieră pentru noi, pentru că icoana de la Cacica, pe care toți o cunoașteți, dar n-ați văzut-o, cred că, acum încoronată, a primit două coroane. Episcopul a pus pe fruntea Mariei și a copilului Iisus două coroane foarte frumoase. Merită să le vedeți. Dar important că în momentul în care încorona acele figuri, acele chipuri, erau niște cuvinte frumoase, importante și grăitoare. Iată ce spune ritualul în acel moment. Episcopul a spus așa, așa cum prin mâinile noastre ești încoronat aici pe pământ, așa și noi să fim învredniciți să fim încoronați de tine cu slavă și cinste în ceruri. Și apoi, punând pe chipul Mariei, spunea, așa cum prin mâinile noastre ești încoronat aici pe pământ, așa și noi prin tine, să fim învredniciți să fim încoronați de Iisus Hristos, Fiul tău cu slavă și cinste în ceruri. Adică, concluzia ar fi că dacă Maria a fost încoronată, noi toți, cei care suntem ai lui Hristos, care tindem spre viața veșnică și vom câștiga viața veșnică, vom avea aceeași încoronare. Să fim învredniciți a fi încoronați și noi în ceruri. Iubiți credincioși, Maria ca regină, pe de altă parte, n-a rămas acolo izolată în cer, domnește și gata. Maria păstrează o permanentă legătură cu pământul. Asta e foarte important. Adică să nu credem că prin faptul că este regină, undeva stă departe. De obicei la o regină pământească nu prea ajungem, nu avem acces, nu? Ori aici e tocmai invers. Spunea un autor că Maria nu este numită împărăteasă. Împărăteasa de obicei spune că este undeva sus, domină, cu autoritate, poate cu puțină distanță, cu aroganță. Este folosit cuvântul regină. Regina înseamnă cea care slujește, cea care are grijă, cea care are milă de cel sărman din regatul său. Tocmai de aceea Maria rămâne mai departe legată de noi absolut pe aici pe pământ. Și am să vă prezint un exemplu, unii poate îl știți, unii ați fost chiar acolo. La Roma există o biserică care se numește Tre Fontane, locul unde a murit Sfântul Paul. Lângă această biserică este așa un parc frumușel, unde a avut loc o revelație interesantă și o convertire de mare învergură. E vorba de așa numitul Bruno Cornacchiola, care a trăit între 1913-2001, contemporan cu noi toți. După ce s-a căsătorit, deși era catolic, a participat la războiul civil spaniol ca voluntar. Aici își părăsește credința, devine neoprotestant și la insistența unui militar german devine fanatic anticatolic, totalmente. La 12 aprilie 1947, deja se pregătea să țină niște conferințe tocmai împotriva Maicii Domnului, adică să atace Fecioria Mariei, neprihănita zămislire și înălțarea Mariei la cer. În data de 12 aprilie 1947, se afla tocmai în parcul de la Tre Fontane cu cei trei băieți ai săi. La un moment dat, băiatul cel mic dispare și undeva este o grotă acolo, îl găsește acolo. Îi cheamă și pe ceilalți, Gianfranco este mișcat totalmente, se grăbește, îi cheamă pe toți acolo și le spune, ia uitați-vă aici ce doamnă frumoasă. Ceilalți doi fii au ajuns și ei la grotă și au îngenunchiat. În cele din urmă vine și
Cornacchiola, Bruno. Și, deși el era anticatolic, era anti-Maica Domnului, o vede și el pe Sfânta Fecioară frumoasă, strălucitoare, îmbrăcată într-o haină albă, o cingătoare roșie și o mantie verde care îi acoperea capul și cobora până la picioare. La piept strângea Sfânta Scriptură și a spus următoarea frază. Bruno, eu sunt Fecioara Revelației. Tu mă persecuți, dar de acum oprește-te. Intră în turma sfântă. Basta, Bruno. Basta cu conferințele. Basta cu răutatea. Ceea ce Dumnezeu a promis rămâne neschimbat. Îți mai amintești de cele 9 vineri pe care le-ai celebrat când erai tânăr, îndemnat de evlavioasa ta soție, înainte de a apuca pe calea greșelii? Bruno, întoarce-te. Bruno, gata. Bruno, revinos-ți. Bruno Cornacchiola a spus că, după ce a auzit aceste cuvinte, a simțit o mare și profundă bucurie, iar din acel moment a devenit un mare, mare predicator al Maicii Domnului. Ba chiar când s-a întâlnit cu Papa Pius al XII-lea, la 9 decembrie 1948, a spus: Sfinte Părinte, eu eram deja angajat la un atentat. Cei pe care, cu care eram în anturaj mi-au spus că ar trebui să te ucid. Era acest proiect în mintea mea. N-am făcut-o, tocmai de aceea astăzi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem împreună. Sfânta Fecioară Maria, și încheie aici, a vrut să fie totdeauna aproape de oameni, să-i convertească pe oameni. Ce ne trebuie nouă azi și aici? O mai mare apropiere de Maica Domnului, un sentiment al apartenenței noastre ca și copii ai Săi, că noi suntem ai Mariei. Închei cu câteva cuvinte foarte frumoase ale lui scriitorului Paul Claudel. Maica lui Iisus și Maica mea, eu vin la tine să mă rog. Nu am nimic să-ți ofer, nu am nimic să-ți cer. Vin, Maică Sfântă, doar să te privesc. Vin să te privesc și să plâng de bucurie știind că sunt copilul tău, iar tu ești aici. Sunt poate doar câteva momente. Totul e să fiu cu tine, Marie, aici unde ești tu. Să nu spun nimic, ci doar să cânt, deoarece inima mi-e plină. Să cânt așa cum păsărica își cântă cântarea ei până la capăt. Pentru că tu, Marie, ești frumoasă, ești neprihănită, ești plină de har. Tu ești creatura, așa cum a dorit-o Dumnezeu la începuturi, ca mugur al creației, nestricată de păcat, așa cum a ieșit de la Dumnezeu în dimineața splendorii originare, neatinsă de rău, inefabilă, pentru că tu ești mama lui Iisus Hristos. Sunt aici pentru a spune simplu de tot. Mulțumesc pentru că existi, Maica lui Iisus Hristos și a mea. Îți mulțumesc, mama mea, regina mea. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Facem sărbătoare în catedrala noastră, premărind lucrarea lui Dumnezeu în credința noastră. Maria este cea care ne învață credința în Dumnezeu, în Iisus Fiul ei și în lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, cu bucurie astăzi împreună, ne mărturisim credința noastră, pe exemplu ei spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vești, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut chiar nu pe ea, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au, care pentru noi oameni,
pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, o conjugă, a prevenit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cer, șadele dreapta ta și are cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul Dumnezeu, care împreună cu Tatăl și Fiul, este adorat și preamărit și a trăit prin prorocii. Cred într-una sfânt, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertare, aștept în viața și viața. Fraților prea iubiți, Maica Domnului este mama noastră și Maica Bisericii. Este cea care vrea să fim în jurul lui Iisus. Așa cum am auzit cu încredere predică, să ne îndreptăm spre Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând prin mijlocirea ei ajutor pentru întreaga omenire, pentru întreaga biserică și pentru dioceza și poporul nostru. Doamne Iisuse Hristoase, care ai încoronat-o pe Maica ta sfântă ca regina Universului, dăruiește-i bisericii tale harul să admire și să preamărească tot mai mult în Maria ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. Te rugăm, arată-ne nouă credincioșilor tăi cât de aproape este Maria de tine și de oameni. Te rugăm, ajută-i pe toți fiii bisericii tale să trăiască mereu în pace și bună înțelegere sub ocrotirea reginei păcii. Te rugăm, fă ca prin cinstirea preasfintei Fecioare Maria să crească în noi respectul față de demnitatea femeii. Te rugăm, învață-ne ca după exemplul Maicii tale să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-l dăm lumii ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Te rugăm, ascultă! Binecuvintează munca și devotamentul mamelor pentru copiilor. Te rugăm, ascultă! Veghează prin grija mamei cerești asupra tuturor copiilor plecați din sânul familiei. Te rugăm, ajută fiecare om să afle în Maria căldura unei inimi de mamă. Te rugăm, dăruiește tuturor popoarelor harul să se bucure de pace și prosperitate prin mijlocirea reginei cerului. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Tu ai încoronat-o în ceruri pe Maica lui Iisus și Mama noastră. Fă-ne și pe noi părtași de harurile tale și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Pace-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Celebrând amintirea Sfintei Fecioare Maria, îți oferim, Doamne, darurile noastre și te rugăm să ne vină în ajutor Fiul Tău, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care ți s-a jertfit pe cruce, ți-a jertfit pe cruce jertfă nepătată, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în fața tuturor sfinților. Dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inim cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omenii. Atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc, drept mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Prin El te laudă corurile de îngeri, care se bucură de-a pururi înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, ca împreună cu ei, să te lăudăm cântând cu bucurie. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină l-a împătiru și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta și învierea ta. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău har, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnaște porunca Mântuitorului și povățuiște învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum
cum și noi iertăm greșițelor noastre. Și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor, dă-i pace, vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne,
Fericită ești tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. Să ne rugăm, după ce am primit, Doamne, tainele cerești, te rugăm cu umilință să-i învrednicești a fi părtași de ospățul veșnic, pe toți aceia care o cintesc astăzi cu venerație, pe Sfânta Fecioară Maria Regina, prin Hristos Domnul nostru. Astăzi cu episcopul nostru Anton Durcovici, care această zi a făcut acea consacrare a diecezei ce a însoțit mereu poporul nostru credincios în greutățile vieții, pe care episcopul a iubit-o așa de mult pe Maica Sfântă, încredințându-ne ei. O facem și noi în această zi, mai ales în acest an, când el a fost recunoscut drept martir și fericit al bisericii noastre, exemplu de urmare și cinstire a Maicii Domnului și de întâlnire a lui Iisus. Sfințirea întregii diecese Preacuratei Fecioare Maria. Prea Sfântă Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu și Mama noastră preaiubitoare, dieceza de Iași aruncată la picioarele tale se consfințește astăzi toată în mod solemnimii tale neprihănite, ca de acum înainte să domnești pururi peste ea, Fecioară Preacurată, Maica Harului Dumnezeu și Speranța Lumii. Ascultă glasul copiilor tăi care te strigă în ajutor și primește închinarea noastră. Fii totdeauna în mijlocul nostru cu Harul Ceresc și cu binecuvântările tale, cu bunătatea ta de mamă, păcă în această dieceză să rămână mereu tare și nezdruncinată credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în tine neprihănită și prea sfântă, precum și în Biserica Sfântă Catolică, împreună cu capul ei văzut Sfântul Părinte Papa, urmașul lui Petru și locțiitorul lui Hristos pe pământ. Menține tu purul trează și sporește în sufletul credincioșilor nădejdea în bucuriile netrecătoare și veșnice. Văpaia inimii tale aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Potolește cu puterea ta ura și vrajba dintre frați. Vino în ajutorul nostru, ca să ne supunem cu răbdare creștinească la oastenelele muncii și la toate încercările vieții. Fii apărătarea noastră în toate primejdiile și ispitele. Fii călăuza noastră ca să nu ne abatem nici când din calea poruncilor lui Dumnezeu și ale Sfintei Biserici. Aduți aminte, Fecioară prea milostivă, că din timpul străvechi, mai bine de 7 viacuri, în această dieceză a Moldovei, numele Tău a fost proslăvit și invocat fără încetare. Generațiile și-au transmis una altia pe aceste plaiuri recunoștința pentru binefacerile tale și încrederea în bunătatea fără margini a inimii tale neprihănite. Iar sus în ceruri sufletele nenumărate, care în timpul vieților pământești făceau parte din această dioceză, îți înalță cântece de slavă și de mulțumire, pentru că prin tine au ajuns la mântuirea veșnică. Nu, Mamă, nu este cu putință ca acum să-ți îndepărtezi ochii tăi cei milostivi de la noi, copiii tăi. Știm prea bine că suntem nevrednici,
de acest nume glorios. Din pricina păcatelor noastre și a jignirilor ce ți le-am adus prin ele. Dar la cine să alergăm pentru a dobândi iertare și har, dacă nu ne vei, dacă tu ne vei respinge? Privește căința noastră sinceră și primește-ne din nou rândul copiilor tăi. Îndeoseb inima neprăinită a Mariei, ți se dăruiesc și se consfințesc astăzi prin noi toți cei ce se află în întregul cuprins al diecezei de Iași. Ți se consfințesc cu cernicii părinți preoți, săvârșitori ai sfintelor taine, împreună cu tinerii leviți și elevii și ai seminariilor noastre, precum și sufletele închinate Domnului și ție în viața călugărească. Și se dăruiesc astăzi copiii cei nevinovați, atât de scumpi inimii tale de mamă. Și se consfințește tineretul atât de primejduit de înșelăciunile și vicleșugurile Duhului rău. Și se încredințează și se consfințesc credincioșii care se află în puterea vârstei și gârboviți de ani. Toți ți se consfințesc ție în această zi, fiecare în parte și familiile lor, parochiile toate și dioceza întreagă în frunte cu episcopul său. Primește, Fecioară Preasfântă, rugile și suferințele noastre drept ispășire pentru întoarcerea păcătoșilor, a fraților noștri rătăciți, care atât de mult prin fără de legile lor rănesc inima preasfântă a lui Iisus și inima ta de mamă. Iartă-i, mamă îndurătoare, că nu știu ce fac. Du-i și pe ei la limanul mântuirii. Dobândește-le lor și nouă tuturor prin bunătatea ta harul, ca într-o zi să fim cu toți în cer împreună cu tine, pentru a cânta milostivirile inimii tale neprihănite, și a prostăvi la oaltă bunătatea trăimii preasfinte, care prin inima ta de mamă a binevoit să ne scape de o sândă a iadului, să ne ducă la mântuire. Amin. Inima neprenită a Mariei, roagă-te pentru noi. Adu-ți aminte. Cu Iisus, să ne binecuvânteze. Bucurie în suflet, continuăm această datorie noastră de a face ca pe pământ să fie armonie, iubire, pace, înțelegere, unindu-ne cu dorințele Sfântului Părinte pentru pace în întreaga lume, în Ucraina, în Irak, în Țara Sfântă, în toate părțile unde sunt conflicte. Maica Sfântă, cu inima ei iubitoare, se schimbe pe toți, se aducă într-o singură familie. Așa vă dorim să rămâneți mereu uniți în familia noastră din Iași, mulțumindu-vă pentru participare la această celebrare sfântă în jurul Maicii Domnului, mulțumindu-vă pentru rugăciuni și cântare. Și acum invocăm de la Dumnezeu binecuvântare prin mijlocire mamei noastre, Regina Cerului. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care îmbunătățește.
bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Tău din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugarea asupra voastră binecuvântarea sa. Amin. Să vă însoțească purul și pretutindenilor ocotirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, Regina, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.